ziua de 9 mai are o semnificație aparte. La această dată se sărbătorește ziua independenței de stat a României, sfârșitul războiului și victoria împotriva fascismului, dar și ziua Europei. Cu acest prilej, la Monumentul Eroilor Revoluției din capitală au fost depuse coroane din partea tuturor instituțiilor statului. Sper că această zi, importantă pentru România, să aducă pace și liniște în sufletul românilor și că ceea ce face armata română este apreciat în continuare de români. Și primăria sectorului 2 a ținut să marcheze această zi importantă printr-o paradă militară, cu defilări ale efectivelor poliției locale, precum și cu muzică de fanfară, cântece și dansuri populare. Nu doar momentele artistice au fost pe placul bucureștenilor, ci și cele peste 100.000 de sarmale oferite gratuit. Manifestările din sectorul 2 se vor încheia în această seară cu un spectacol în Parcul Plumbuita, unde vor urca pe scenă nume precum Gelu Voicu, Margareta Clipa, formația Zdob și Zdub, iar la final este programat un foc de artificii.